en van Sanctuar al Cărții și unul dintre cele mai frumoase sanctuare ale Cărții de la noi din țară. Și o spun așa, și cu puțin patriotism local, trăgând cenușa pe turta noastră, ne reîntâlnim cu o carte, ne reîntâlnim în această sală cu prilejul lansării a unei cărți. O carte care este puțin altfel scrisă. Ne întâlnim aici cu... Da, s-aude mai bine. Ne întâlnim aici cu un autor de monografie puțin deosebit. Un om care și-a petrecut o viață prin laborator, printre rețete magistrale, acele faimoase rețete magistrale care, din păcate, sunt pe cale de dispariție, printre substanțe active, dar descoperind și praf de cretă în unele medicamente, un om care s-a dăruit unei profesii nobile pentru a face bine oamenilor, un farmacist, și spuneam, după o viață petrecută în farmacie și mai ales în laborator, din ce în ce mai puține laboratoare de farmacie, s-a plecat și asupra studiului. Mai întâi studii de specialitate, articole publicate în reviste de specialitate, de farmacie, a trecut apoi pe un alt plan, vorbind sau scriind despre ceea ce a pasionat-o, rețetele magistrale, a luat contact cu, între altele, și cu Instituția Arhivelor Naționale și pasiunea pentru farmacie, pentru ce a însemnat farmacia, a dus-o să caute în istoricul farmaciilor, în începuturile farmaciei, și a luat-o cu farmaciile băcăoane. Până la farmaciile de la nivel național, mai ai de treabă, Doria. Personal, pe mine m-a surprins colega mea de liceu, cu tenacitatea, cu dorința și mai ales cu puterea în a căuta, în a identifica informații referitoare la temă, cu o migală de nedescris. Închipuiți-vă, lăsând la o parte o meserie, neuitând-o, să pleacă în dedesubturile acesteia. Și vreau să vă spun că multe din documentele pe care le-a cercetat în arhivele băcăoane, mă refer la acestea, pentru că a cercetat și în alte arhive, biblioteci, în documentările domniei sale. Deci multe din acele documente eu le văzusem. Dar, ca istoric,
nu am sesizat unele dintre aspectele surprinse de autoarea acestei cărți, de Maria Pascu. În același timp, așa cum spune și dânsa, și nu numai spune, și se manifestă și ceea ce face trădează, este un patriot. Este un om care este legat prin nenumărate fire nevăzute de locurile de unde a plecat, de locurile unde s-a format, de oamenii cu care a colaborat de-a lungul timpului, de locurile unde a lucrat. Dar poate cel mai mult este legată de un sătuc din Poale de Munte, oarecum izolat, mai greu de ajuns la el. Acum mai sunt niște microbuze, așa, încă n-a ajuns asfaltul până acolo, dar în totalitate, dar sunt perspective. Și chiar venind, eu nu fac politică, Doamne ferește, venind pe drum în mașină de la Bacău cu Maria, spunea de, mă rog, rolul și cu o mulțumire față de domnul Valerian Vreme, întâmplător aici de față, pentru, mă rog, modernizarea căilor de comunicație. A preocupat-o probabil originea satului, numele oamenilor, nu numai de 2-3 ani de zile de când a început o cercetare temeinică. Este un gând care pe mulți dintre noi ne frământă, mai mult sau mai puțin. Unii dăm frâu liber, acționăm în a ne identifica, să vedem cine suntem, de unde suntem, de unde venim, care a fost, care este și care va fi rostul nostru. Și venind acum către acest volum, Satul Albele, eu aș zice un studiu monografic destul de reușit, a putut să adune între coperțile acestea frumoase informații de multe ori surprinzătoare. Surprinzătoare de ce? De la început am spus, nu avem de-a face cu un istoric. Dar are un merit deosebit că a studiat o vastă bibliografie și atunci când spun a studiat, o spun în sensul adevărat, nu a citit, a studiat. Și chiar cu câteva remarci, în discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului, cu câteva remarci deosebite vis-a-vis de unele teorii, unele documente, unele mărturii rămase de-a lungul timpului și interpretări ale unor istorici de primă mărime. De asemenea, a
reușit să se documenteze și să tragă și câteva concluzii pertinente. Chiar vis-a-vis de etimologia numelui satului Albele. Întâmplător, m-am uitat zilele trecute pe internet că de la dealul Alb, venit dinspre nu știu unde, zăpezile, și acolo s-au oprit și dealul Alb. Ori cercetând atât documente cât și opinii, ajunge, după părerea mea, la concluzia justă că ar veni de la Pârâul Alb, care se cheamă Alb din cauza depunerilor de săruri de pe maluri și de aici până la a se atribui localității denumirea este un pas pe care a reușit să-l treacă. Și de asemenea, ce aș vrea să mai spun? Pe lângă documentarea făcută în biblioteci, arhive, are o deosebită documentare la fața locului, umblând aproape din casă în casă, având și un avantaj. Tatăl domniei sale a fost un îndrăgostit de istorie, de trecut, moștenindu-i această pasiune, având și câteva mărturii de la dânsul, inclusiv consemnări de audio luate de profesorul Ioan Ciuotaru de la Universitatea din Iași. Apoi elemente deosebite care particularizează satul de etnografie, de datini, blesteme, rețete, leacuri, rețete culinare și așa mai departe. Mergând apoi în prezentarea instituțiilor, și nu aș vrea să mă opresc decât la două instituții, și aș spune stâlpii satului românesc, biserica și școala. Evidențiind rolul și mai ales roadele muncii preotului și învățătorului. Mă bucur că Maria m-a, așa, eu nu pot să-i spun altfel decât Maria, pentru că este colega mea, a apelat la mine să deschid această întâlnire în prezentarea unei cărți deosebite, așa cum vă spuneam, a unei mici istorii, așa cum spunea Iorga, și încuraja să se întocmească micile istorii, deci monografii de localități, de instituții, de alte asemenea, pentru că din aceste mici istorii, toate acestea curg spre istoria mare. Avem în față o mică istorie reușită. Și afirm
aici, aceasta, atât cu responsabilitatea pe care o am după 40 și mai bine de ani de lucru în Arhivele Naționale, cât și cu responsabilitatea pasionatului de istorie și mai ales legat de meleagurile totușene, de unde îmi am originea. Poate ar fi trebuit să spun la început, dar poate luat de eveniment, nu am prezentat pe cei de la masa la care ne aflăm, pe domnul Valerian Vreme, domnul deputat, l-am pomenit și nu cred că are nevoie de prezentare. Pe domnul profesor, un alt coleg al nostru, Corneliu Stoica de la Târgu Ocna, istoricul oficial al Băii Trotușului, o personalitate în materie. Și de asemenea să spunem că media locală este reprezentată de televiziunea literară prin domnul Eugen Ungureanu și domnul Corean Galben și, scuză-mă, televiziunea sau postul vostru... Nu contează. Mi scapă acum numele. Care sunt aici pentru a imortaliza și a arhiva în timp evenimentul de astăzi. O să-l invit pe domnul profesor Stoica să prezinte volumul pe care îl avem în față. Îmi face plăcere și sunt nu pentru prima oară în aula Bibliotecii Municipale. Coincidența face că moderatorul, autorul, subsemnat, am fost colegi ai aceleași promoții al Liceului Teoretic din Târgu Ocna, un liceu care a dat personalități numeroase și gustul acesta pentru istorie. Cu ani în urmă, prezentam în anuarul Institutului Xenopol de la Iași ediția franceză intitulată Memoire de Carpat, o ediție care ulterior a fost tradusă și în limba română și în care un etnograf francez reputat avertiza că România are foarte multe comori, iar cele mai mari sunt cele legate de etnografie, de tradiții și dacă nu luăm seama, dacă nu suntem grijulii, aceste comori vor dispărea iremediabil. Era un semnal de alarmă că trebuie făcut mai mult, că tradițiile trebuie conservate, păstrate și, dacă se poate, să li se asigure și continuitate. Trei decenii de rând cât am lucrat la enciclopedia, voi aș fi dorit să am la dispoziție monografiile sutelor de localități pe care le-am cercetat. De obicei, orașele posedau asemenea monografii, comunele mai rar, erau puține, le puteai număra pe degete. La fel și despre sate. În ultimii ani au apărut
multe monografii și Valeata Zlăului și a Trotușului și a Uituzului și altele au început să fie scoase la lumină prin ceea ce le definește. Valea Cașinului prin frumoasele porți tradiționale, zona Taslăului prin sate cu vechime foarte mare, unele coborând în secolul al XV-lea, în departe de temerea statului medieval Moldova, altele prin anumite particularități. Monografia satului Albele, deci monografii mai rare pe sate, înseamnă că cercetarea se face la microscop, dacă tot vorbim de laborator. Adică aici trebuie să cauți detaliu, pentru că comunitatea este mult mai mică și atunci dialogul, relațiile cu membrii comunității sunt mult mai vii, mai intime, e aproape un fel de clan mai mare. Pus așa, nu? Sunt rude, tot felul, la colaterale și e o muncă de teren, de laborator, de cercetare. La monografiile de oraș e altceva, trebuie să faci sinteză, aduni enorm și de acolo trebuie să filtrezi. Eu am fost surprins când în urmă, probabil vreo 2 ani, colega mea m-a întrebat despre catagrafii și, în general, catagrafiile sunt cercetate de specialiști, prezintă anumite dificultăți și mă vreau să zic până unde aici. După aceea, despre documente pe care avusese microfilme la arhivele Mănăstirii Viron de la Athos și în care s-a nimerit multe documente să fie și despre satul Albele, făcând parte din domeniul mănăstiresc închinat. Și aceste demersuri deci m-au surprins, pentru că, în general, specialiști, cercetători care aveau o anumită rutină în lucrul cu vechile documente, abordau asemenea aspecte. Răsfoind, pentru că lucrarea a apărut recent, deci n-am avut încă răgazul să parcurg pendelete, dar sezizabil de la început, folosirea documentelor, aproape toate catagrafiile și recensămintele până la zi sunt aduse cu familiile care, unele dintre ele, probabil au o vechime de multe generații, cu invocarea unor documente care atestă evoluția satului, în general Bârsăneștiul, care acum a prins febra cercetărilor și se lucrează în prezent și la definitivarea monografiei comunei în coordonarea domnului general Vasile Apostol. Deci o să apară pentru cititori, pentru cei care doresc să afle mai mult, nu ca o ofertă interesantă de lectură. Partea de rezistență a monografiei rămâne însă partea etnografică, cea destinată datinilor străbune, în care, de la elementele de civilizație materială, foarte bine relefată, deci care ține de ceea ce țăranii din Albele foloseau în viața de zi cu zi, până la niște meșteșuguri artizanale care au ajuns în prag de maestrie. Pentru că tot vă aminteam așa, și domnul general Vasile Apostol este prezent printre noi, și fără voie v-am amintit, ca intenție, da? Până vă spunem la măistria artizanală, țesăturile care erau lucrate
în această zonă. Eu știu până la cum arată gospodăriile, elementele constitutive, ce întâlneam în cadrul ei, adică ca și cum ai vizita un muzeu al satului și te plimbi și reînvii o lume de acum un secol, ceea ce este un lucru remarcabil. Toate sărbătorile, toate tradițiile care privesc ciclul fundamental al vieții, de la botez, la căsătorie, la moarte, toate sunt surprinse foarte bine, texte culese, care în felul ăsta rămân pentru posteritate, altfel s-ar pierde. Am înțeles că în carte aveți și un DVD cu piese folclorice culese în zonă de tatăl autoarei, da, de Grigore Pascu, și care constituie iar un element de patrimoniu. De altfel, noi vorbim de patrimoniu material și material al lumii satelor, a universului rural. Deci ambele ar trebui să salvate, și cele materiale, prin toate tradițiile și prin culegerea tuturor tradițiilor populare, și material în măsura în care mai supraviețuiesc elemente de etnografie, de la, eu știu, o gospodărie, o stână, eu știu, un război de țesut sau altceva care care ar putea constitui un muzeu rural local. Nu numai Iorga, dar mulți alți istorici, cel puțin în perioada Intermedică, a fost moda monografiilor, de la Dimitri Gusti, care a inițiat adevărate anchete în lumea satelor, iar unele au fost chiar areale de cercetare pluridisciplinară, în zona Vrancei, de exemplu, și după aceea Teodor Holpan, Constantin Giurescu, mulți alții au încurajat lucrul acesta. Pentru că fără aceste cărămizi pe care să ridici încetul cu încetul edificia istoriei naționale, este aproape imposibil. Mai ales că noi stăm foarte prost. Deci am avut ocazia în Franța, ca și în Germania sau în Elveția, să văd cum sunt organizate bibliotecile de acolo, cât de bine sunt informatizate, cum aduc mult mai facil cercetătorului arhivele, deci documentele sunt deja prelucrate, nu mai trebuie să îndeplinești o mulțime de formalități, permise să ai acces la unele documente care sunt foarte rare și după aia grijă că se deteriorează. Și deci, plus că au tipărit corpusurile întregi de documente, la noi colecția de documente medievale deja a atins epoca lui Vasile Lupu și în ritmul ăsta probabil mai trece 100 de ani și nu vor ajunge nici în secolul al XVIII-lea. Deci, în ciuda acestor impedimente, nu pasiunea, iubirea, atașamentul pentru locul natal suplinește toate aceste lipsuri. Și de aceea spun că satisfacția lucrului împlinit, în cazul colegii mele, Maria, este cu atât mai mare. Da? Deci este o muncă făcută doar din pasiune, nu așteaptă nu știu ce laur sau așa. Singura satisfacție este ca satul Albele să fie mai bine cunoscut, oamenii acestui sat și, în general, o întoarcere și măcar o privire asupra ce a însemnat universul rural românesc. Vă mulțumesc pentru da, o părere a
autorizată a istoricului, repet, oficial al Băii, totuși Băii. În cuvântul înainte la volum, începeam așa cu un gând al meu și cred că se potrivește. Satul meu este cel mai frumos. Fiecare dintre noi putem să afirmăm aceasta. Fie că e pe malul Tazlăului sau în Bărăgan sau în vârf de munte, satul în care am deschis ochii, unde am văzut ochii mamei, acolo unde avem primele amintiri de la primele ghidușii ale noastre, acolo unde doamna sau tovarășa învățătoare ne-a devenit o a doua icoană după cea a mamei. Toate acestea fac să ne aducem aminte cu nostalgie de satul nostru. Despre Bârsănești, văd pe domnul general Apostol că scrie, dar eu îi tai... De formație, eu nu o dețin. Da. Așa. Dumnealui are în, mă rog, este pe final în a realiza o monografie a Comunei Bârsănești și știu că a avut o colaborare bună cu colega Maria. Țelul este absolut același și este absolut lăudabil că la această întâmplare, sau mă rog, la cele două întâmplări a fost și există o colaborare fără încercări de faultări reciproce, ori de a încerca cineva să se cocoațe mai sus decât celălalt. Domnule general, vă revine rândul să spuneți câteva vorbe despre satul Albele. Și dacă mai spun și altceva, vă supărați? Mai puteți să spun. Da. În primul rând, bună ziua, sărut mâine doamnelor. Bună ziua, sunt onorat să particip la această activitate într-o asemenea selectă audiență și select auditoriu. După cum observați, domnul Stoica, pentru că e prea modest și de asta o să spun două vorbe despre dumnealui, este premiat de Academia Română, mi se pare cel mai tare istoric de pe, din ținut, ca să folosim vechiul termen de ținut al Bacăului. Domnul profesor Virică Munteanu, șeful arhivelor de la Bacău, care a contribuit substanțial la documentarea noastră, celor care ne mai aplicăm spre istorie, domnul Valerian Vreme, îl cunoașteți, și normal ar fi ca la o lansare de carte să vorbești despre carte sau despre autor. Eu nu sunt în măsură să fac niciuna din cele două prezentări așa cum ar trebui, pentru că n-am citit cartea și am fost curios să o văd. Și doi, pe doamna n-am cunoscut-o decât la arhive și acolo trebuie să stai în liniște, n-ai voie să vorbești, trebuie vorbi numai în șoaptă, să nu-i deranjezi pe ceilalți. Am mai discutat, am mai avut și discuții prin intermediari și eu ca un om, așa cum spunea și domnul profesor Munteanu, al locului, și dacă nu eram un om care să dorească neapărat să ajungă din nou în satul în care s-a născut, nu eram aici și acum. Ca și doamna, la fel, nu ne-a părăsit niciodată nostalgia aceea din copilărie, care ne-a însoțit peste tot pe unde pașii și destinul ne-a trimis și iată că ne-a readus în această sală, dar ne-a readus în satul nostru natal, pe fiecare dintre noi. Vreau să vă spun și domnul profesor Vilică spunea, nu a existat și nu există o concurență. Chiar atunci când am auzit că doamna lucrează la o asemenea monografie, am fost foarte bucuros și am discutat cu cei doi colaboratori cu care lucrez, doi profesori de istorie tineri și de perspectivă, că e bine să colaborăm pentru că interesul este nu să arătăm că unul are o carte mai
documentată sau mai bine prezentată și altul mai puțin, ci să concurăm, să colaborăm ca prin ceea ce scoatem drept conținut în cele două lucrări, să întregim imaginea celor care vor apleca, să zic așa, privirea spre cărțile noastre. O spun asta și am folosit această expresie pentru că, din păcate, cum bine știm, se citește mai puțin în România. Unii chiar zic că se scrie mai mult decât se citește. Nu vreau să fiu chiar atât de pesimist, sunt însă convins că va veni o vreme când vor și citi. Și chiar mă gândeam acum pe drum când veneam că asemenea cărți probabil îi vor ajuta pe cei care peregrinează prin lume acum, când se vor convinge că tot acasă la ei trebuie să ajungă, vor, datorită faptului sau din cauza faptului că vor trece ani, își vor uita, unii chiar și-au uitat rădăcinile, și atunci vor pune mâna pe o carte și așa cum râurile pe care unii în lupta lor nedreaptă cu natura au încercat să le deturneze cursul, iată că istoria lucrează și tot la vechea albie ajung. Eu așa cred că se va întâmpla și cu cei care merg acum prin diferite alte locuri. În legătură cu comuna și cu satul, ca să vin la ceea ce moderatorul mi-a cerut, aș vrea să vă spun, și asta e o mândrie, chiar discutam cu doamna și spuneam, Bârsănești este atestat documentar pentru prima dată pe 15 martie 1626. Deci la anul, pe 15 martie, se împlinesc 390 de ani. Și doamna cu mândrie îmi spunea, deși știam, nu i-am spus acum îi spun, că Pârâul Albele este atestat documentar mult mai înainte. Sătucul acesta dintre Munții Albele, eu n-am să fac o prezentare prea largă, probabil o face doamna și vom vedea din carte, a avut un istoric destul de îndepărtat și chiar un istoric, să zic așa, chiar de luat în seamă pentru un sat atât de mic. A avut o etapă, și cred că domnul profesor Stoica va fi de acord, dacă greșesc poate să-mi spună, când o bucată de sat aparținea de Bârsănești, o bucată de Berzunți și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc mai mult, vreau doar să o felicit pe doamna Pascu pentru demersul dumneaei pe deplin reușit, și o spun asta în cunoștință de cauză, pentru că am discutat foarte mult, s-a străduit mult, unde nu avea date mai împrumutate de la noi și noi de la dumneaei, și vreau să vă spun că așteptăm să iasă, mai ales pentru capitolul tradiții, unde doamna este, pot să spun, specialistă. Și vreau să spun, dacă cineva de pe Bârsănești mai este pe aici, poate sunt edil, deși ei nu prea se înghesui la așa ceva, la asemenea activități, să le spun că dacă se apelează la calitățile doamnei Pascu, comuna Bârsănești va putea avea și un muzeu. Au început să construiască un monument din inițiativa lăudabilă a cetățenilor din Bârsănești și dacă vor să facă și un muzeu, cu siguranță doamna Pascu va fi persoana care poate să facă acest lucru cu concursul nostru celorlalți locuitori ai comunei. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că m-am întins cam mult. Vă mulțumim și noi și, așa cum spunea dumneavoastră, nu se poate să nu remarcăm că un om cu o carieră absolut deosebită, general cu 4 stele luate pe adevărate, era nu la apelul de seară, cum se mai spune despre unii, a ales să-și trăiască, să-și mănânce, ori să-și bea pensia la Bârsănești, locul de unde a plecat. Suntem în fața unei cărți scrise de o farmacistă. Repet chestiunea asta, dar această farmacistă, într-un laborator al ei personal, a creat o cerneală specială cu elemente de suflet, cu bucăți de inimă și cu foarte mult drag, și a scris cartea. Toată cartea aceasta are în ea
dragostea de locurile de unde a plecat. Și știți că, în general, la asemenea manifestări, oficialităților li se dă cuvântul la început să deschidă, să vorbească, iar uneori, din binecuvântate pricini, să părăsească pentru alte treburi manifestarea. N-am făcut-o cu o intenție neapărat, dar am vrut să-l las mai la urmă pe domnul deputat Valerian Vreme, pentru că este om al locului, e om care a bătut mult zona circumscripției domniei sale și vă rog. Da, mulțumesc, domnule director. Din păcate, Albele nu este în circumscripția mea și tot timpul mi-a părut rău. Preacuceni și părinți, domnule director, domnule general, domnule profesor, onorată asistență, dați-mi voie să încep făcând o mică mărturisire. Maria m-a impresionat de data asta. Încă o dată. Și eu cred că ne-a impresionat pe toți. Cu tenacitate, cu dăruire. Sau uitați-vă, esențele tale stau în șipuri mici, da? A reușit iarăși să ne impresioneze. Spun asta pentru că ne-a mai impresionat de două ori. De data aceasta a părăsit domeniul în care s-a consacrat și a venit acasă. Acasă la Albele, un sat cu care am făcut și eu cunoștință acum vreo 30 de ani, da? Da, cam 31 de ani. Un sat care astăzi, prin această lucrare, este mai bogat. Iar cei din Albele, fie că locuiesc acolo, fie că, eu știu, sunt la depărtări, sunt sigur că această bogăție o vor aprecia și prețui. Poate unii vor citi cu nostalgie, poate alții se vor informa, alții se vor relaxa, dar aș mai vrea să scot un aspect. Un aspect așa care poate are legătură și cu politica. Știu că prin înainte de 2000 se spune despre secolul 21 că dacă nu o să fie religios, nu o să fie nimic. Eu aș vrea să mai completez un lucru. Să știți că dacă nu o să punem accent pe educație, atunci chiar totul se va dărâma. Iar provocările cu care ne confruntăm astăzi, și uitați-vă cât de mari sunt. Nici eu nu credeam, la un moment dat, chiar cineva anul trecut spunea oficial, așa, din statistici, din studii ce face, că o să ne confruntăm cu provocări foarte mari. Acum o săptămână, acum două săptămâni, uitați-vă, nici nu mai știm când trece timpul, necazurile au căzut pe copiii noștri. Astă noapte, necazurile într-o altă parte a Europei, din care cu mândrie facem și noi parte, s-au abătut. Și iarăși mă întorc la cuvântul educație. Cred că și această carte și cei care o să o citească o să fie mai bogați și cu bogăție, cu înțelepciune. Poate n-au să recurgă la aceste gesturi care ne fac tristețe în suflet. Referitor la Albele, să știți că foarte mulți de prin zona asta chiar îmi spun la dumneavoastră, la Albele. Da, mi-am luat această titulatură și încet, încet am devenit și eu un fiu al satului.
Mulți mă întreabă de ce nu veniți mai des la albele. Să știți că trec. Dacă îmi trec, trec doar ca să fiu liniștit într-o localitate pe care, împreună cu Brăteștiu, ei sunt cam frați pe acolo, după părerea mea. Cred că i-a lăsat Ștefan cel Mare. Am citit aici câteva rânduri în care spunea despre statura celor din albele. Oameni de înălțime medie, da? Poate un pic mai scunzi. Și așa sunt și la Brătești. Eu cred că oamenii pe care Ștefan cel Mare i-a lăsat pe aceste locuri, care au stat așa mai feriți de drumurile principale și care au dezvoltat insule de conștiință, de tradiție românească. Și închei, revenind la tradiție, am văzut un capitol foarte important, tradiției. Cred că chiar este momentul să dăm atenție foarte mult, că de multe ori ne ducem spre alte tradiții, apreciem altceva, dar nu știm noi ce averi avem. Am să închei spunând că, să știi, Maria, că dacă astăzi bunicul Grigore și Elisabeta ar fi aici, ar fi mândră de tine. Felicitări! Da, mulțumim. Eu știu, la o altă organizare administrativă, poate albele intră în arvia, raza dumneavoastră de competență. În carte, un loc aparte și important, pe care a vrut neapărat să-l dea, Maria, este dedicat celor care au plecat cântând de acasă și și-au lăsat oasele prin Basarabia, ori prin Ungaria, ori prin... sau la noi în țară, în războaie. Eroi ai neamului nostru, precum și celor care s-au întors de la război, veteranii de război, cei care unii au venit întregi, alții au venit cu unele bucăți din trup lipsă. Pe lângă tradiție, așa cum spunea domnul Vreme, are și eroism subliniat în carte. Să cuvine să îi dăm cuvântul și autoarei. Mai ai ceva de spus? Te rugăm. Înainte de asta, aș vrea să spun că Maria acum are o emoție în plus, pentru că va trebui să vorbească în fața tovarășei diriginte. Doamne, te rog. Chiar că nu știu ce să spun. După câte s-au spus, dar în primul rând vreau să vă mulțumesc, pentru că nu mă așteptam chiar așa să fiu, cum să spun, înconjurată de atâta căldură. Văd toți așa ochii ăștia cum se focalizează spre mine și sunt așa ca niște lasere, căldură între mie, prietenie. Așa, aș vrea să mă adresez așa prezidiului, colegului meu, Stoica, care știți cine este, domnul director Filică Munteanu, care întâmplare a făcut să fim colegi de liceu și să ne descoperim peste ani. Eu n-am gândit niciodată că o să lucrez în istorie. Domnul general Apostu, bun meu colaborator în realizarea acestei cărți și schimb de materiale, știți așa, și Valerian Vreme, care, din păcate, pentru mine este rudă.
este deputat, așa, de fericire, da, scuzați, așa, nu era bine, era trecută cu vedere, da, așa, din fericire, așa. Deci este deputat, pentru mine este rudă. Așa, mă bucur că în sală sunt prea cuvioși părinți care au funcționat la biserica din sat. Părintele Petrică Cuibar, părintele Costică, nu știu pe unde a plecat, puțin acolo. Și mai este în sală părintele Iulian Lazăr, care este din sat de la noi. Deci este provenit din sat. Sunt colegii mei de liceu. Sunt colegii mei de școală generală, doi colegi de școală generală cu care ne-am văzut de 50 de ani. Deci, oricum, am trebuit să ne punem cu soa, să ne revedem. Colegii mei farmaciști, doamna profesor Manda Teodorescu, diriginta mea de liceu. Așa că dacă mai fac vreo eroare de exprimare literară, o să-mi dea din deget. Profesor de română acolo. Colegii mei de liceu, rudele. Deci este așa o adunare foarte caldă și foarte și prieten, bineînțeles, o adunare foarte caldă pentru mine. Mă bucur că ați răspuns la acest apel al meu și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Dar ca să nu lungesc vorba, vreau să vă invit să ne plimbăm puțin prin satul Albele. Să vedeți dumneavoastră cine este sătucul ăsta așa, uitat de lume. Mama de multe ori zicea, acesta sat și un sat uitat în creierii munților. Și de ce săraca spune așa? Pentru că a trebuit să ne poartă la școală. În sala lui nu erau școli. Primii copii au învățat școala ciclu 2 la Valea Rea pe atunci, după aia căra bagajele la Târgu Ocna, la liceu. Și venea obosită și plină de praf și domnule, nu mai ajung în satul ăsta uitat în creierii munților. Și chiar așa este expresia, că chiar în creierii munților așa. Acum o să vin așa și cu doamna profesor Cartaș să vă plimb puțin imaginar, dar și cu ilustrații, să vedeți dumneavoastră de unde beau eu apă. Știți că este expresia asta, să văd eu de unde ai băut apă. Ei, cam din satul Albele a băut eu apă și o să vedeți. Despre carte și ce conține mai vorbesc, pentru că se va citi, se va vedea, sunt date de amănunt. Da, acolo trebuie și acolo microfonul, nu? Da, da, bine, mersi. Da. Ajunge să rămân. Da, așa, 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 face parte din comuna Vârsănești, județul Bacău. Am scris și Moldova ca a nu se confunda cu Republica Moldova, e Moldova noastră din România. Și este situată în partea central-vestică a județului, depresiunea Taslău, între păraile Lupu și Zăbea. Cine a fost în sat știe, în partea de sud, deci înspre Vârsănești cum ar veni, părâul Calului la nord, la o altitudine de 349 de metri deasupra nivelului mării. Și aici, raportat așa la celelalte localități, ca distanță, este cam la 3 km de satele Scăriga în nord-est, Poiana la est, Clodosul la sud, 4 km de satele Berzunți, nord-est, Bârsănești la sud, Brătești la sud-vest. Deci astea sunt limitele luate până la nivelul Moșiei, nu chiar în centrul satului. Și acum, dați la următor. Așa, uitați aici, se vede foarte bine pe hartă, este o hartă luată de pe Google, cam cum este poziționat. Deci Albele, Berzunți, Brătești, Larga. Și această localitate Larga constituie un reper foarte important în ipotezele pe care le-am studiat privind proveniența populației. Așa, vedeți cum suntem situați de Bălănea asta la est, Livezi, Berzunți, Brătești. Stăm puțin mai departe acum. Aici este intrarea în sat. Și cine a fost în sat cunoaște foarte bine. Vedeți aici, zona la Ciochinești, așa este, este cantonul, vedeți că acolo o să dăm și o imagine imediat cantonul. Și chiar zona asta se cheamă la Ciochinești, de ce? Pentru că aici erau casele familiilor Ciochină. Familiile Ciochină au venit la noi în sat din Bălăneasa. A fost un schimb de proprietăți, pentru că acești Ciochinești aveau cumva terenul lor, chiar în mijlocul Moșiei unui mare boier de acolo. Atunci a făcut un schimb, le-a dat pământ mai mult și a dus în Albele. Și aici e zona Ciochinești. Le-a dat puțin mai departe. Cine ne înconjoară? Satul este situat
la baza muntelui Berzunț. Așa este muntele Berzunț, văzut din sat de la noi, sub forma unei vatare, pe chiar în sat îi se spune și muntele Vatara, deci toată lumea știți ce e aia Vatara, nu? Care se supra război. Așa, dacă nu ne uităm pe internet, pe Google și ne descurcăm cu Vatara. Ei, satul nostru este, mă lăsați puțin imaginea noastră, așa, este situat chiar la cel mai înalt vârf de aici, cum se vede cam aici este, Măgura Berzunțului, așa, este cel mai înalt vârf, la vreo 984 de metri. Asta este cea mai mare înălțime pe care o are muntele Berzunț. Și chiar acolo suntem noi situați. Așa. Aici este un peisaj de toamnă luat de pe Valea Bisericii. Abia se zărește turma. Este împădurit, văile sunt înguste, adânci cam la 50-80 de metri. Cam așa este înălțimea. Așa dau cel puțin topografic. Așa, hai să vedem mai departe. Așa, aici este important și pe situația asta vreau să insist. Primul document pe care l-am găsit privind atestarea zonei, deci nu ca stat structurat, este acest document din 9 martie 1585, în care satul Albele, viitorul sat Albele, de fapt această denumire Alba, vedeți că este acolo scris mai gros, așa, îngroșat, apare ca hotar al mănăstirii Berzunț. Mănăstirii Berzunț și vedeți că acolo este scris Mănăstirea Bogdana. Deci Mănăstirea Berzunț în perioada 1566-1572, înființată de Bogdan, fiul lui Alexandru cel Bun, a purtat numele de Bogdana. Și iar denumirea Alba apare ca hotar. Și acesta este așa. Deci aici este extras chiar din documente în copie, să vedeți așa. Acest document l-am mai găsit și în alte lucrări mult mai detaliat, în care nu cred că mai am în detaliu așa, băi, povestea, lăsați așa. Deci, ceea ce m-a determinat să consider că suntem noi acest Alba și nu un alt sat, pentru că acest document apare detaliat și în alte lucrări, în care mi-apar denumiri de Cernu. Cernu este pârâul Cernu care izvorăște din nord-vestul munților, prin vestul culmei Berzunț și traversează partea aceasta până în, se varsă în Taslău, pe partea dinspre nord. Ei, acest Cernu, denumirea de Secături, denumirea de Săcătura, m-au dus la concluzia că noi suntem acolo, pentru că despre satul, nu știu dacă am mai pus aici, despre satul Alba spune că undeva este situat mai la răsărit, mai sub Măgura Mare, mai jos de Berzunțul. O să vedeți în carte, documentul este mult detaliat, nu l-am mai dat aici, deci acest reper că este situat la răsărit de Berzunțul m-a condus la ideea că noi se... Așa, uitați-l aici, foarte bine, vedeți? Este preluat dintr-o altă culegere de documente unde spune clar, vedeți hotarele, Săcături, strâmba, pârâul Cernului, runcului Datu, geamănul, predealul Albele. Ei, aflați că acest râu Cernu mi-a dat această confirmare, runcului Datu și geamănul este și acum bradul geamănului, iar pe bradul geamănului, cine știe Berzunțul, este la ora actuală construit schitul Ilie Tezvitean. Deci acolo este, pe pustia bradului geamănului. Da, pe pustia bradului geamănului. Deci acestea sunt reperele care m-au condus la ideea că noi suntem. Și mai sunt și alte documente. Deci asta este despre loc. Deci arealul satului Albele, acolo este. Despre populație. Populația, apar documente despre existența populației în zona limitrofă a satului Albele. Pe la 1609, în 13 decembrie, apare un document în care se spune că un boier, Gavril Poiană, vinde casă și moară lui Ștefan Prăjescu din ocina sa, din Poiană, la Valea Albă, să la Pârâul Alb. Ei, cine știe intrarea sa de la Preluca, porțiunea aceea, până la Ciorchinești, toată lumea spune că e Valea Albă lui, cei din Poiană. Deci presupunem că acolo erau acele case, dar nu intră încă în satul nostru. Și acest document îl mai găsim detaliat în alte actele 1610-1611.
Ce este important despre populație? În 1737, și aici domnul profesor Corneliu Stoica chiar dă niște documente foarte bine, de existența unui sat pe Pârâul Zădea. Acest sat se strămută la 1772, dar nu știm unde pleacă cu exactitate populația, actul nu detaliază. Presupunem că a plecat pe pârâul al bisericii, pe pârâul calului, deci lumea cumva a plecat. Deci, dacă populația a fost acolo la 1737, s-a destrămat în 1772, nu știm exact dacă cumva s-au așezat, dar presupunem, pentru că în 1774 se face primul recensământ al populației din Moldova, în care satul Albele apare cu această structură de populație. Deci, așa. Și, deci, catagrafiat doar cape de familie, pentru că era o catagrafie din aceasta, din punct de vedere economic, interesat pe mult oficialitățile vreme de atunci, mai puțin ca număr de suflete. Vedeți, dumneavoastră, sunt 24 de cap de familie în 1774, iar denumirea satului purta numele de Albile, deci Albile. Ceea ce ne face, ne conduce la ideea să credem că această populație este venită din alte zone, cu precădere din zona Ardealului, după aceste determinante. Vedeți că fiecare număr în nume are un determinant. Toader, ungurean. Ioan, ungur. 56, unde facilita instalarea acestor transfugi. Și în satul nostru presupun că populația este de peste munți, din Transilvania, după acest determinant. Și bine, așa. Deci asta a fost prima catagrafie și din începând cu 1774 satul apare inclus în administrativ, în formele administrative. El aparținea, vedeți, ocolului Tasdău Mare de sus. După aceea există o evoluție administrativ teritorială pe care o găsiți în carte până la zi. Este asta pe mai departe puțin. Aici așa aspecte de prin sat, că dacă vorbim de hidrografie, satul are două părăiașe mari, Albele. Unii spun că satul Albele este format din cele două artere, pârâul bisericii și calului, și aici așa o fântână pentru sat cu un lup de adăpat animalele, dacă vedem mai departe puțin. Așa, aici este pârâul de pe Valea Albele, de pe Valea Bisericii. Așa, un pic așa supărat, era primăvara, adunase din topirea zăpezii, este fotografia făcută de mine, nu știu, grozavă, anul trecut, în aprilie. Ia să ne mai plimbăm puțin, asta este biserica satului. Despre biserică, așa, datele sunt, n-am găsit, arhiva nu mi-a pus la dispoziție, nu sunt date, s-au pierdut, nu știu, n-am găsit un document exact care să-mi spună când a fost prima biserică în sat. Cert este că în 1838, la catagrafia din 1838, este înregistrat un preot, Ioan Dogariu, și doi dascări. Deci asta conduce la ideea că exista o biserică. Deși probabil sătenii spun și tatăl meu și-a scris memoriile, și memoriile tatălui meu, bine, sunt în manuscris memoriile tatălui meu, spune că ar fi fost o biserică din lemn. Ceea ce știm și din materiale lăsate de părintele Nicolae Berilă, care a slujit acolo, pe care mi l-a pus la dispoziție părintele Petrică, cu Ivan, căruia îi mulțumesc în mod deosebit că mi-a pus materialul la dispoziție. În 1856, biserica din lemn a fost renovată și la sfârșit, fiindcă părintele Egumen a fost foarte mulțumit că Veniamin Lavriotu a fost mulțumit că lucrările au mers bine, a dat așa o, cum să spun, o plată lucrătorilor, s-au dus la crâșma lui Jupân Berla, că Jupân Berla era sat la vremea aceea, și trebuie papa biserica Fox, a mistuit în frătul și tot ce a fost acolo nu mai rămas nimic. Așa. Și după aceea, abia în 1857, tatăl meu amintește în notițele sale de Anania Monahu, de Dionisie Monahu și de Veniamin
Atonitul sau la Priotul de Șercare, care au reluat demersurile și au început construcția. Ceea ce mi-a atras atenția în documentele studiate, că peste tot este scris că Biserica din Albele a fost construită în 1857. Dar să dăm puțin, poate găsim Pisania. Deci în Pisanie apare 1859. Deci, vedeți, este acolo în alfabet slavon scris acest sfânt lăcaș cu hramul Sfinților Voievozi, închinat Sfântului Muntea a Marii Lavre Atonite, au plătit-o cu cheltuiala și prestăvirea arhimandritului Veniamin la Priotul anul 1859. Deci, eu rămân la concluzia că e 1859. Ce spune așa? În monografia scrisă de Părintele Ioan Crăciun, primul preot care a fost acreditat oficial prin legea cultelor la noi în sat, a scris memoriile și spune acolo că biserica s-a sfințit, deci după construcție, în iunie 1860. Părintele Crăciun, da, ne-a lăsat foarte multe date. Așa, să vedem noi acum unde e biserica acolo cu contraforții. Nu, un picuț, ne întoarcem un pic. Așa, despre reparațiile, despre renovări, este important de spus, cea mai amplă renovare a fost făcută în vremea aceea, în 1895, când Părintele Ioan Crăciun a început să slujească de la noi din 1877, în 1894 este acreditat prin legea cultului și construiește acești patru contraforți pe partea de nord. E, și aici sunt controverse între informațiile găsite în literatură, că ar fi în 1906, deci el așa spune. Deci asta în 1895. Reparații au fost foarte importante și o să îi amintesc că aici reparația făcută în vremea socialistă de către Părintele Costică, care este aici de față, care a schimbat aproape totul și i-a dat o altă înfățișare bisericii. Asta a fost în vremea socialistă și iar după aceea, după evenimentul în 1989, a început un amplu ciclu de renovare condus de Părintele Petrică Cuibar. Întâmplarea a făcut că dumnealui nu mai slujește, nu mai funcționează în sat, iar acum, în 18 octombrie, biserica a fost resfințită, fiind preluate lucrările de Părintele Andrei Grozescu, care este actual paroh. Să vedem mai departe ce mai e. Despre școală. Despre școală, ce să vă pot spune? Asta este școala așa cum arată acum. Îmi pare rău, m-am împrătit în jurul școlii de jur împrejur, n-am găsit un perete unde este să fie o firmă, deci, da, vă spun eu că e școala, deci nu este altă clădire. Vă rog să mă credeți. Așa. Dacă era cu firmă, pozam acolo, dar nefiind, vă rog să mă credeți pe cuvânt că e clădirea școlii și nu altceva. Școala la noi în sat s-a înființat în 1907 cu stăruirea multor oameni din sat. Prima școală a fost într-o casă particulară a lui Andrei Ciochină, tatăl dascului Ioan Ciochină. Trebuie să știți asta, dascul Ioan Ciochină, pe care părinții noștri prezenți aici de față l-au întâlnit. Lucrurile au fost anevoioase, s-a lucrat greu, dar în sfârșit s-a făcut școala. Deci, abia în 1924 s-a primit aviz de construcția școlii, s-a terminat în 1938. Sufletul lucrărilor, construcției a fost învățătorul Emanuel Cioca, acolo în construcția aceea este, și soția dumnealui este fiul al satului, primul învățător al satului nostru. În mijlocul grupului este Părintele Ioan Crăciun. Asta, fotografia este scoasă în 1936, preotul Crăciun era pensionar, slujea în sat Părintele Nicolae Berilă, nepotul dumnealui, dar era inclus în comitetul de construcție a școlii. Așa, și pentru cineva din sat de la noi care este, să îl arată aici pe Ghița Dam. Aici, acesta este ruda lui, strănepotul lui, aici în sală, Ghița Dam. Așa, printre ei se află și bunicul meu pe acolo și mai este aici un domn pe care o să-l găsiți în carte, Alexandru Tălimbeci, morarul și, cum să spun, informat și instruit între ale mecanicii. Ce? Da. Misterioasă. Da. Acesta este învățătorul Emanuel Cioca. A fost născut în 1905, a decedat în 1945, în luptele de eliberare ale Clujului în război. Da, războiul celor de rând mondial. Ia să vedem.
Așa, și sătenii noștri s-au străduit să nu uite memoria eroilor și au construit acest monument în curtea bisericii. Un aport deosebit la construirea monumentului și financiar și fizic a fost veteranul de război, Grigore Cioc, a stat că atâta m-am încurcat în Cioculești, așa de m-am zăpăcit. I-am folosit și poretele și să-i separ cumva. Deci este zis Cucu, așa, este fratele învățătorului Emanuel Cioca. Da, deci ei au luptat foarte mult. Ei, m-am ghidat foarte mult după acest monument, i-am scris, pentru că vă spun, i-a dat așa o bătaie de cap. Capitolul ăsta eroilor, că și în toate documentele când îi găseai, pentru că până la urmă am spus eu ceva, nu știu dacă e chiar atât de corect, să vedem ce arhive vor mai fi descoperite și poate eu pune alții într-o ordine mai bună, dar eu atât am putut să fac. Așa e, să vedem mai departe ce mai e. E, și aici n-am să mai prezint eu prea mult datele străbune. Este tatăl meu, este Grigore Alecu Pascu, tatăl meu la vârsta de 80 de ani. Și am ținut să-l prezint și aici și în carte, pentru că din manuscrisul dânsului am putut scoate la suprafață și pune în carte toate orațiile folclorice ale satului, conocăria, tot ce aparține de nuntă, conocăria, iertăciunea, închinatul, plugușorul. Nu mai spun câte are caietul ăla lui, că nu mai putea să-i trie să le pun așa. Și am ținut să-i cinstesc memoria, să-i duc la capăt proiectul, pentru că el nu a reușit să facă acest lucru. Să vedem ce imagine mai avem. Așa, și aici sunt partea de etnografie și folclor pe care am vrut să vă prezint așa. Astea sunt obiecte originale, autentice din gospodăria noastră. Deci le avem întru totul. Oala, laptarul, tot ce vedeți dumneavoastră acolo. Așa, coșurile astea, ăsta vin cu așa tip poșetă, se împleti de tatăl meu. Lana de zestre, deci folosită, este în 1938, de la nunta mamei. Iar patul, cu ornamentele, sunt lucrate de tatăl meu și le-am păstrat și acum. Pentru că puteam să punem fel de fel de canapele moderne, dar nu mai găseam pat de genul acesta. Altceva. Așa, asta este, întâmplător, este casa noastră, dar nu am prezentat-o neapărat să mă lau că e casa noastră, ci este tipul casei din Paiantă, pentru că în carte o să vedeți noastră acolo niște clasificări ale tipurilor de case și din Moldova și din sat. Este casa noastră, vedeți dumneavoastră dantelăriile acelea aplicate la stâlp și la cerdac, soarele, mitul soarelui. Este un mit acesta și ei țineau să-l prezinte și multe case din Moldova sunt în forma aceasta. Așa, tot așa aici un interior de case cu diverse obiecte pe plită. Aici am ținut să prezint această masă, masa de, pentru din odaia cea curată, care era o masă cu picior ornamentat și fața de masă din in. În carte găsiți și cui aparțin. Nu mai spun aici ca să nu creez. Așa. Tot așa, măsuța noastră, asta e măsuța noastră, nu e cu trei picioare, întâmplare e cu patru, dar e masa aia mică, scăunioșele s-au prăpădit, nu le mai știu, așa să spun aici, așa ca fapt divers, că este reprezentant în sală, străchinele aparțin familiei Glazer Grigore din sat, că străchinele astea nu mai avem acasă. Da. E, aici este asta decorativă, țesăturile. Deci covoarele de sus sunt covoare de peste 100 de ani, sunt pe pereții noștri acasă, sunt țesute de bunica mea. Iar restul sunt mai recente, sunt țesute de mama. Cusăturile. Deci importanța așa dintre toate cusăturile astea este cea mai veche, este acest model de față de pernă lucrat pe muște, ca așa se zice, cine știe să foase. Așa și șervetele, astea sunt toate de acasă. Deci tot ce vedeți aici este din gospodăria noastră. Nu că dintr-un egoist am prezentat casa, am făcut acest lucru, nu prea am oamenii din sat nu au colaborat. I-am rugat să-mi aducă și fotografii. Au tăcut, n-au înțeles sau ceva s-a întâmplat, nu știu, sau n-au avut. Și atunci am apelat la fondul personal ce avem acasă. Așa, iile. Toate iile astea de la 1, 2, 3, 4 au peste 80 de ani.
sunt peste 80 de ani, celelalte sunt mai recente. Acea pe Bleu din 1970, iar asta este o ie pentru fetițe. Costumul național bărbătesc este costumul de mire al tatălui meu. În 1938 purtat, în carte o să găsiți acolo fotografia de la nunta lor după legatul miresii. Mama avea rochie de mireasă, nu costum național, dar tata așa era, îmbrăcat în acest costum pe care îl avem și acum acasă. Acum, statul modern așa, deci reactualizat după 1988, ulițele s-au schimbat, aspectul caselor este cu totul altfel. Vedeți, se construiesc și case de tip vilă, noi, lumea, majoritatea încearcă să-și pună și apă curentă. Așa, iar aici, în final, este oara noastră de sarmale. Nu e plină, nu vă pot să vă servesc acum din ea, dar dacă o să facem o petrecere în sat la vară, că e frumos și cald, cu drag de inimă, o să facem sarmale în această oară cu ambele. Ce pot să vă spun? Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați ajutat în realizarea acestui proiect, rude, prieteni, părinții, toată lumea. Așa. Dacă vrea cineva să vă spună ceva din sală, cu drag, vă ascult. Dacă nu, vă invit să se fim ceva. Socializare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă mulțumesc. Da, dacă cineva vrea să mai spună ceva. Dăm microfonul? Nu, cred că toată lumea o să mă aud. Îi mulțumesc din suflet lui Maria pentru că ne-a invitat pe o parte dintre noi. Da. Și apreciez enorm de mult ce s-a străduit să facă o zi atât de frumoasă pentru noi sătenii de la Albina. Am intervenit doar cu o mică precizare că am văzut că și Maria era supărată de faptul că învățământul din satul Albinei, în general, pe ansamblu, lasă mult de dorit și mă doare, și a specificat acolo că nici măcar o inscripție n-a găsit la școală. E greu. E greu, dânsa s-a străduit enorm pentru ceea ce ne-a prezentat astăzi. Și în legătură cu asta vreau, în ceea ce privește învățământul, vreau să spun că a atins Maria foarte bine acolo o chestiune. Învățământul în satul Albele a avut loc la 1 octombrie 1907. Domnul învățător Emanuel Ciuca scrie într-o monografie pe care noi am luat-o de la școală, și specifică foarte bine și un ordin al ministrului 6713. Da, există și în cartea lui domnul Stoica, am găsit așa ceva în Valea Trotușului, e specificat foarte bine acolo. Intervenția mea am făcut-o pentru faptul că, așa cum spunea Maria, să culeg date extrem de greu. Pe noi, cei care suntem aici în sală și poate și mulți alții care sunt cu mare suflet să realizeze ceva, ne vine greu. Eu sunt în partea Franței, momentan sunt în Franța, sunt cu trupul, dar sufletul meu este tot acest sătuc care mi-este atât de drag. Vă rog un pic, mi-ar cere tare că mai aveți un pic de răbdare până mergeți să-l ascultăm un pic pe Grigore Poascu, Corația. Este excepțional de frumoasă, este înregistrată de profesorul Ion Ciubotaru de la Iași, a fost difuzată în emisiunea Pe un picior de plai, realizator Silvia Ione, pardon, Ciubotaru. Așa un pic, cine l-a cunoscut pe tata, din sat să-i amintim, părintele Costică, care l-a iubit așa de mult și v-ați iubit reciproc și noi vă iubim și pentru colaborare. M-au un picuț așa. Nu o să lăsăm tot, că durează, că cam jumătate de oră este așa, dar noi o să selecționăm și... Da, mulțumesc frumos! Țineți microfonul acolo de difuzor. Un picior de plai. Principul creator și interpret de folclor din Moldova, Silvia Ciubotaru îl prezintă astăzi pe Grigore Pascu, din satul Albele, comuna Bărsănești, județul Bacău. Între cașin și trotuși se teacă munții Bacăului, umbriți de păduri cu poieni înflorite. Oamenii acestor locuri mai pomenesc de vremurile când domnul cel mai iubit al Moldovei a fost folosit pavăză acestor codri împotriva turcilor. Era firesc să întâlnim aici povestitori în buna tradiție moldovenească, aplicați către stilul florit și pitoresc.
Dintre aceștia îl prezentăm astăzi pe Grigore Pascu. Jovial, îmbinând blândețea nativă cu un umor fin, povestitorul a îndrăgit aproape toate speciile epice, fiind cunoscut ca vornic de frunte și meșteșugit interpret al orației agrare de anul nou. Era un căutat vornic la nunți, de înaltă clasă, transmițând prin ținută și modul de rostire a textului întreaga încărcătură emoțională a momentului. După preambulul alegoriei Colăcăriei, prin care se caută transpunerea asistenței în dispoziția sufletească necesară urmăririi discursului, vornicul ne introduce într-o lume mirifică supradimensionată. Observăm că varianta prezentată de Grigore Pascu se detașează de alte versiuni prin amploarea suflului epic, prin rafinamentul artistic al unor versuri și imagini poetice, prin întreaga atmosferă de miracol pe care o degajă. Mirele este un tânăr împărat îndeplinind o acțiune rituală în cele mai amănunțite gesturi. Flăcăii care însoțesc alaiul sunt fii de ghinărar, iar vorniceii puși să vestească sosirea alaiului sunt soli împărătești. Un sfat de înțelepți, în frunte cu unul cel mare, priveghează la depășirea cu bine a tuturor obstacolelor. Ideea căutării stăruitoare este învăluită într-un halou erotic și eroic, elogiu adus frumuseții miresei, ciută sau floare fără seamă de minunată, dar și virtuților mirelui, hotărâre, voinicie, vitejie, voință, intensitatea sentimentului de dragoste, hărnicie și altele. Tânărul orice un parat, atunci arată mirele. De dimineață s-a sculat fața albă și a spălat părul negru petânat în haine noi, s-a îmbrăcat din trâmbi, s-a sunat mare oase altat. 155 flăcăi gândiri din cei mai mari și cei general, de lângă mare, de unde soare răsat. Și-am pornit la vânătoare și-am vânat țara de sus și de spre apus până caia au sărcut și potcoabele au căzut. Atunci ne lăsară mai jos pe un plat frumos și începurul de vânare, munțul cu brază și magii, dealurile cu porcurile, lungile cu flurile și satele cu fete.